Bun găsit tuturor! Așa cum știți, luna octombrie este dedicată asigurării locuințelor. Așa că evenimentele săptămânii care s-a încheiat sunt în mare măsură consacrate acestei teme. Vom începe cu octombrie, luna asigurării locuințelor, un proiect dezvoltat de APA, Asociația pentru Promovarea Asigurărilor. Pentru al 10-lea an consecutiv, campania națională de informare Luna Asigurării Locuințelor le reamintește românilor despre importanța asigurării propriei case. Astfel, pe întreaga durată a lunii octombrie, publicul va fi informat despre rolul și beneficiile asigurărilor de locuințe, despre riscurile care le amenință casele și despre ce pot face pentru a reduce cât mai mult apariția și efectele acestora. Campania are ca obiective creșterea gradului de conștientizare a românilor cu privire la pericolele la care le este expusă locuința, informarea despre formele de protecție financiară pe care le oferă încheierea unei asigurări obligatorii sau facultative de locuință, informarea privind măsurile de siguranță pe care le pot lua pentru a reduce apariția acestor riscuri și, dacă apar, pentru a se proteja financiar de impactul lor. Dacă ești agent sau broker de asigurare, te poți alătura campaniei Luna Asigurării Locuințelor și primești broșuri gratuite pentru clienții tăi. De asemenea, îți scriem numele în Hall of Fame. Tot ce trebuie să faci este să completezi formularul de pe site-ul asigurarealocuințelor.ro. Vorbim în continuare despre campania națională UNSAR, Sigur Acasă. Miercuri, 12 octombrie, a avut loc conferința de presă organizată în parteneriat de Poliția Română, UNSAR, și RTS, Asociația Română pentru Tehnica de Securitate, cu tema Riscul furturilor din locuință, date statistice și soluții de combatere. Iată câteva dintre concluziile desprinse în cadrul acestei conferințe de presă. În ultimii ani se remarcă un trend descendent în ceea ce privește furturile din locuințe, dar acest risc rămâne ridicat și românii trebuie să știe cum să se protejeze. Românii se tem în primul rând de incendiu, apoi de cutremur, explozii, inundații și doar 20% se tem de furtul din locuințe, rezultă din sondajul IRES realizat pentru UNSAR. De altfel, Alexandru Ciuncan, președintele UNSAR, a prezentat pe larg concluziile acestui studiu. Deși se tem de furturile din locuință, nu toți românii iau măsuri împotriva acestui risc. Mai mult de jumătate dintre respondenți au declarat că nu dețin niciun fel de protecție pentru riscul de furt. Pe de altă parte, 23% au un sistem de alarmă, antiefracție, senzor, detector, cameră video, o ușă antiefracție, însă doar 7% dețin o asigurare facultativă de locuință care acoperă riscul de furt. Aurel Călin, comisar șef de poliție, șef serviciu de combatere a infracțiunilor contra patrimoniului din Direcția de Investigații Criminale, a subliniat că, deși se remarcă un trend descendent, furturile din locuințe prezintă un risc important. Autorii vizează aici, atenție, zone, apartamente cu potențial economic mai bogate, iar obiectivul acestora, al hoților, este să obțină sume mari de bani și valori, mai degrabă decât obiecte voluminoase cu care ar atrage mai mult atenția. Comisarul șef Aurel Călin a făcut de asemenea recomandări de siguranță de care România ar trebui să țină cont, pentru că securitatea noastră și a casei noastre nu este un cost, ci o investiție. În continuare, Alexandru Ciuncan a prezentat campania națională Sigur Acasă, o inițiativă a UNSAR în parteneriat cu Poliția Română și RTS, Asociația Română pentru Tehnica de Securitate, campanie care are ca scop creșterea gradului de conștientizare în rândul populației cu privire la furturile din locuințe, principalele moduri de operare ale infractorilor și modalitățile eficiente de prevenire.
Reprezentanții UNSAR, Alexandru Ciuncan, președinte, și Alina Bărbulescu, specialist asigurări generale, au vorbit despre importanța asigurărilor facultative de locuință. Mă aflu la conferința de presă organizată de UNSAR pentru campania Asigură Acasă. S-a discutat aici despre prevenirea furtului din locuințe, dar și despre asigurarea locuințelor, necesitatea asigurării locuințelor. Stau de vorbă cu Alina Bărbulescu, specialistă asigurări generale UNSAR, care ne vorbește despre importanța asigurării locuințelor. Așa cum am aflat și mai devreme, se pare că riscul de furt este unul foarte important pentru români și are un impact major asupra bugetului unei familii, indiferent că vorbim din punct de vedere financiar, dar și din punct de vedere emoțional. În urmare, o soluție potrivită și eficientă pentru protecția familiei și pentru protecția liniștii unei familii este, de fapt, asigurarea unui sprijin financiar. Acest sprijin financiar care poate veni și dintr-o poliță de asigurare facultativă a locuinței. Această poliță acoperă inclusiv riscul de furt, despre care am tot discutat mai devreme. Iar dacă ne raportăm la prejudiciul pe care îl poate suferi o familie ca urmare a unui risc de furt, e bine, comparând cu nivelul salarial mediu net, la nivelul lunii iulie, fiind de 3.975 de lei, și raportând și comparând cu nivelul mediu al unui dosar de daune desfăcute către o companie de asigurări, aflăm că la nivelul primului semestru al lunii 2022 vorbim de un nivel de 9.000 de lei. Prin urmare, ne putem da seama că un impact asupra unui buget, buget al familiei este unul cu atât mai important. Prin urmare, ce vă recomandăm este să luați legătura cu un consultant de asigurări, cu un distribuitor de asigurări și să vă informați și privi la cea mai bună soluție pentru protecția liniștii căminului dumneavoastră. Alegeți să fiți sigur acasă cu asigurări de locuință facultativă pentru locuință. Cu prilejul Zilei Internaționale pentru reducerea riscului dezastrelor naturale, PAID România, Pulul de Asigurare împotriva dezastrelor naturale, a inaugurat prima expoziție fotografiei repetitiv al dezastrelor naturale. Aflată la prima ediție, competiția i-a provocat pe fotografii profesioniști, dar și pe pasionații din domeniu, să înscrie imagini originale surprinse de aceștia pe parcursul sau în urma unor calamități naturale petrecute în România. Voi cita acum din cuvântul de deschidere susținut de Nicoleta Radu, director general al PAID. Expoziția noastră este un apel pentru toți cei care înțeleg că se poate și altfel, că există soluții pentru ca, în cazul distrugerilor cauzate de dezastre naturale, reconstrucția să nu pornească de la zero. Dezastrele naturale sunt inevitabile, sunt o constantă a vieții, însă momentul precis în care vor avea loc este imposibil de anticipat, așa cum este imposibil de știut și locul în care vor lovi și clădirile care vor fi afectate. Ceea ce știm sigur este că producerea următorului dezastru este întotdeauna doar o chestiune de timp. Și spre deosebire de multe domenii în care pierderile nu pot fi limitate, pentru pagubele cauzate de calamități există soluții. Asigurarea obligatorie a locuinței. Trecem mai departe la alt gen de evenimente. Pe 12 octombrie a avut loc la Cluj-Napoca Transilvania Insurance Days, eveniment organizat de Life is Hard. Ajuns la cea de-a șasea ediție, Transilvania Insurance Days a reunit cei mai inovatori jucători de pe piață, pilon de bază a echipei de management a asigurătorilor, fiecare având responsabilitatea și puterea de a-și transforma oferta de produse și servicii și de a oferi ceea ce clientul conectat cere, produse personalizate, implicare în timp real și servicii fără întreruperi. Despre toate acestea a vorbit în deschiderea evenimentului Eric Barna, fondator Life is Hard. Moderatorul conferinței a fost colegul nostru, Sergiu Costache, care de altfel ne-a relatat impresii de la fața locului. Transilvania Insurance Day s-a încheiat acum câteva minute. A fost o zi extrem de plină, sala a fost și ea plină. Au fost probabil undeva peste 130 de lideri și specialiști din domeniul asigurărilor și nu numai din zona Transilvania, ci din toată țara. Practic, discuțiile au fost sub forma unor paneluri interactive,
la care au participat lideri și specialiști prestigioși. S-a discutat mai puțin despre probleme, pentru că acestea le cunoaștem cu toții, cât despre soluții și cum pot fi ele aplicate și mai ales în ce interval de timp și cu ce efort. Aceste soluții au fost ținta principală a evenimentului de astăzi. Este cea de-a 6-a ediție a Transylvania Insurance Day în organizarea Life It's Hard, o companie care și-a făcut o tradiție din a da o mână de ajutor industriei de asigurări și de a asigura acest cadru de dezbatere foarte eficient. Mai multe detalii o să puteți să vedeți pe unoasig.ro și în buletinele noastre de știri. Vă ținem la curent. Consultant AA Broker a dat startul întâlnirilor regionale. Prima întâlnire regională a avut loc la Timișoara pentru partenerii din zona de vest și sud-vest. Scopul întâlnirii a fost acela de a dezbate subiecte de interes pentru piața de asigurări, de a socializa într-un mediu relaxant, de a împărtăși experiențe și idei, dar și de a premia performanța celor cu rezultate deosebite. Agenda evenimentelor consultant a Broker continuă cu întâlnirea regională din noiembrie de la Brașov, urmează apoi în decembrie întâlnirea de la București. Să revedem acum temele și invitații emisiunilor realizate de Exprim în ultima săptămână. La ora de risc, Dorel Duță, președinte UNSICAR, a vorbit despre rezultatele pieței de asigurări și brokeraj în asigurări la 6 luni, despre evoluția RCA versus asigurări facultative și despre rolul brokerului în contextul modificării legislației privind RCA. La Zodia Asigurărilor, Dragoș Călin, președinte directorat Grave România, a vorbit despre cheia succesului în asigurări, dar și despre multe alte subiecte interesante. Puteți urmări ambele emisiuni pe canalul nostru de YouTube. Vă invităm de asemenea să vizionați pe YouTube filmul campaniei Tras la volan, care, așa cum vă spuneam, a sărit deja de 400.000 de vizualizări. De altfel, broșurile campaniei Tras la volan și stickerele Tras la volan și împarte drumul au ajuns în toată țara la toți cei ce le-au solicitat, membrii comunității Tras la volan, la instructori auto și la foarte multe școli de șoferi. Vă mulțumim că ne citiți pe UnoASIG și pe buletinele noastre de știri. Revenim săptămâna viitoare cu cele mai noi știri din asigurări.